E surprinzătoare această atitudine din partea dumneavoastră, pentru că până acum am observat că liberalii l-au susținut necondiționat pe președintele Klaus Iohannis. Nu este surprinzătoare. Vă amintesc că în decembrie eu am luat poziție și am venit domnului Iohannis să nu-l copri. Am dat câteva sfaturi și așteptări de la dumnealui. În ianuarie iar am comentat o anumită declarație pe justiție. Deci eu mențin linia. Atunci când văd că e ceva de criticat în activitatea președintului PNL al țării sau al Senatului, eu spun, pentru că mi se pare normal să îi atrag atenția omului când poate face un lucru pe care nu l-a observat, că e greșit. Ori în acest caz, avem un conflict între instituții. Nu poate președintele României să arunce anatema pe întreg Parlamentul, pentru că vreo 40 de oameni s-au opus cererii de arestarea domnului Șova și vreo 3 din membrii din conducerea Senatului au șmecherit niște hârtii. Nu suntem toți. Cristian Bodea a ținut un discurs la acel vot în care a spus că Parlamentul nu trebuie să se substituie judecătorului. Ori eu de ce am blocat? De ce mă bagă la tot Parlamentul? Consilierul care a scris acolo și bănuiesc că e vorba de domnul Mihalache. Și e normal să-i spunem președintele României că atunci, indiferent că suntem liberali sau pesediști, că atunci când greșește, să știe. Bun, pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că nu s-a făcut scut acolo în Parlament. Nu. Din exterior însă asta s-a văzut. E dubios, e al doilea eveniment dubios, misterios din Senatul României. Un altul a fost cel cu domnul Vosganian. Bine, există și niște elemente comune, mirul, în fine, da, culmea. Dar din exterior s-au văzut altfel lucrurile. Da, s-au văzut pentru că lumea nu înțelege exact tehnica, dar vă amintesc faptul că au fost 79 voturi pentru încuvințarea cererii și 48, dacă mi-aduc aminte, de cele împotrivă. Deci au fost majoritate, dar cei din Tăriceanu și încă deci câțiva de la PSD au făcut hârtiile și calcule în așa fel încât să-l salveze pe Șova. Ori tocmai de aceea noi am contestat această numărătoare falsă la Curtea Constituțională. Deci noi, majoritatea Senatului, a votat pentru a permite arestarea domnului Șova. Vorbim de 79 de voturi la 48. Deci Senatul n-a făcut scut. Niște șmecheri din conducerea Senatului au învârtit niște hârtii. Deci niște șmecheri au făcut scut, putem spune așa. Este da, dar nu m-a acuz pe mine că am votat corect și am și ținut public discurs în care am spus că PNL votează pentru cuvintare. Nu arunc tot Parlamentul de rahat. Da, bine, sunt niște cuvinte puțin cam dure. Președintele României nu e un procuror să ne acuze pe toți din oficiu fără să vadă și să gândească la probe de nevinovăție. El este mediator și atunci trebuie să vadă, să spună. O parte a Parlamentului trebuie să înțeleagă. Nu tot Parlamentul e bătut în cap. Este alături de mine domnul Claudiu Palaz din Mișcarea Populară. Are o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Bode. Da. Bună ziua, domnule senator. Bună ziua. Am văzut că îl taxați pe domnul, vă taxați candidatul de fiecare dată când aveți și vă înseamnă că sunteți obiectiv. Aș vrea să vă părea dumneavoastră referitor la declarația domnului Iohannis că este posibilă refacerea USL-ului. Când a spus asta? N-am auzit. Deci eu am văzut-o pe Facebook în acest sens, cu colaborare cu PSD-ul nu este exclusă. Păi eu nu știu de ce domnul Iohannis se pronunță la nivel parlamentar. Deci o găsiți declarația, o vedeți și pe Facebook, că sunt pe fluxul de știri. Și eram curios... Problema e că era pe Facebook. Eram curios de ce totuși această declarație. Ați fi de acord cu colaborarea? Să știm, bare, cel puțin pe mine mă interesează ca opoziție, dacă se încearcă refacerea sau la ora aceasta USL-ul este la conducerea țării, sau este doar o declarație a domnului Iohannis? Nici vorbă, nu poate fi vorba de așa ceva. Și ce părere aveți dacă s-ar susține o nu neapărat refacerea USL-ului juridic, ci pur și simplu o colaborare cu PSD-ul. Ați fi de acord? Cred că este interesant pentru electorat să știe poziția dumneavoastră în acest sens. Mă refer poziția parlamentarilor PNL. Haideți să vă spun, noi nu se discută așa ceva nici în PNL, noi încercăm să dăm... Îmi cer scuze, vă rog să rămâneți în legătură telefonică directă cu noi mai devreme despre posibilitatea refacerii USL. Ar mai putea fi o problemă că, nu știu, comunicarea
cel puțin în momentul ăsta, se face dinspre Palatul Cotroceni mai degrabă pe Facebook. Și aici, într-adevăr, ar putea fi o discuție separată. Din punctul dumneavoastră de vedere, e în regulă așa? Poate că revoluționează modul de a comunica. Nu e vorba de colaborare. Vorba este mai important decât modul cum se colaborează Cotroceni. Este, eu cel puțin, ca cetățean, care în turul 2, nu vă ascund, am mers cu domnul Iohannis, era clar că n-aveam cum să merg cu domnul Ponta, vreau să știu că nu vreau să regret sau să știu dacă trebuie să regret pentru această declarație și anume că se dorește o colaborare cu PSD-ul. Și dacă a fost păcăliți românii în acest sens. Haideți că vă spune, odată, nici vorba să se refacă USL-ul. Nu se refacă mai, juridic, repet, colaborare cu PSD. Da. Nu avem ce colabora cu PSD, nu avem ce, trebuie să plece de acolo, nici nu se discută refacerea USL, iar dacă cineva a scris din partea lui Iohannis pe Facebook, aceea puteți găsi știrea. Ideea creată a unui consilier și domnul președinte Iohannis trebuie să-și revizuiască foarte bine colaboratorii. Păi sunt consilieri, sunt din PNL. De ce nu cereți demiterea acelui consilier care a, păi, scuzați-mă, a luat o raznă, dacă din ce înțeleg de la noastră? Dacă mă întreba pe mine Iohannis, nu-i alegea pe aia. Cum? Scuzați-mă? Dacă mă întreba pe mine Iohannis, nu i-aș fi recomandat câțiva dintre consilierii care are acolo. Asta e decizia dumnealui. Păi dar uite că îl fac de rușine cu tot felul de declarații belicoase care îl fac să sune apăsesc. Păi și... dar dumnealui nu ar trebui să aibă control asupra acestor declarații? Adică nu, dumneavoastră aveți, ca orice parlamentar, un consilier. Consilierul dumneavoastră scrie niște inepții pe Facebook în numele dumneavoastră. Nu e o problemă. Păi aia e ideea. Și dacă ar fi, deci dacă s-ar propune de către domnul Iohannis o colaborare PSD-PNL, o acceptați, o treceți în Senat, un guvern? Nu. În acest sens? Nu, domnul Iohannis are destule pe cap, are un război la graniță, are cu ce să o preocupe, se lase majoritatea guvernamentală și preluarea puterii pe mâna lui Vasile Blaga și Alinei Gorghiu, că sunt destul de pregătiți să se descurce și să facă alianțe și tot ce e nevoie. Nu cred că de la președinția României trebuie să ni se transmită lumină prin Facebook sau prin comunicate. Automat, dacă face așa, Iohannis calcă pe urmele lui Băsescu. Ori nu de aceea l-am susținut și de aceea îi atrag atenția să aibă grijă cine vorbește și cine îi pune în gură astfel de vorbe. Păi haideți să nu exagerăm, să-l comparăm cu domnul președinte Băsescu, care poziție lor niciodată n-a făcut gafe de acest bine, gen. Bine, dumneavoastră sunteți fanul lui, eu nu sunt, asta e, dar vorbim despre atitudinea asta prin care dăm ordine cum să se facă alianțe și ne amestecăm în jocul politic. Jocul politic pentru domnul Iohannis nu se mai duce la păi da, dar ar trebui să lămuriți pentru că electoratul în această situație, eu vă spun, în urma acestor declarații, eu consider că am făcut o mare greșeală, că am votat. Mai bine nu mă duceam la vot în turul 2, decât să votez și să am un tot un PSD la ora aceasta la conducere. Sau o frăție a trandafirului dintre dumneavoastră și... Nu, eu vă spun că nu va fi vorba de așa ceva. V-aș întreba, domnule Bodea, sincer, chiar tocmai pentru că știu că sunteți un om deschis și care și-a spus părerea de foarte multe ori. Sunteți dezamăgit în acest moment de președintele Klaus Iohannis, cel pe care PNL l-a susținut și care a fost de altfel și președinte al acestui partid? Nu înseamnă că dacă un om greșește odată, îl aruncăm la gunoi. Nu, i-am atras atenția prietenește, pentru că îmi pasă, că altfel puteam să-l lasă să facă de râs mai, cu prostii din asta, să-l facă de râs consilierii cu prostii din asta. Cred că își face treaba bine. Normal că e la început de mandat, trebuie să învețe și dumnealui că nu-i născut învățat, nimeni nu se naște perfect. Dar eu pe cred țara că... românească, domnule senator. Nu contează, astea nu mai interesează pe mine mentalitățile românești. Nu sunt dezamăgit și nu mă face de râs, dar sunt anumite momente când are stângăcii sau consilierii lui fac anumite prostii. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Bodea.